Bună seara, domnule Neago. E prima victoria dumneavoastră contra FCSB-ului în calitate de antrenor. Cât de importantă este pentru dumneavoastră? Da, bună seara și îmi cer scuze că m-ați așteptat puțin, dar am stat cu băieții, am vorbit puțin după joc, dar și eu am așteptat 18 etape să primesc un penalti și l-am primit în această seară. Dar, în afară de penalti, cred că am făcut un joc foarte bun. Pe unele momente chiar spectacol și, sincer, băieții merită felicitări pentru că au făcut un efort fantastic. Toți, absolut toți, sunt mândru de ei, de ce au realizat în această seară. Cred că am demonstrat, dacă mai era nevoie, că suntem o echipă bună, o echipă serioasă, care putem să câștigăm împotriva oricărui adversar și am demonstrat acest lucru. Câștigat echipa care a avut frâne mai bune pe acest teren? Nu, sincer că și mie îmi convine să avem teren foarte bun și totdeauna mi-am dorit acest lucru. Oricum, cred eu că a fost cât se poate de bun. Mai bun de așa nu se putea, pentru că l-am protejat, a fost acoperit. Nu suntem echipa care dăm în ele și fugim după minge. Și ați văzut golurile și aici, dacă mă refer doar la primele două goluri, a fost spectacol. Băieții au fost foarte simpliști și exacti în apărare. Cât de greu a fost să pregătiți acest meci? Nu a fost foarte greu. L-am pregătit normal, am pregătit să câștigăm acest joc. Mă bucur că am și reușit. Erau trei puncte foarte importante pentru noi. Cred că le-am câștigat pe merit, fără dubii. Și greu nu mi-a fost, doar le-am cerut băieților concentrare, pentru că știam foarte bine ce valoare au jucătorii FCSB-ului și, sincer, au o echipă foarte valoroasă, probabil una dintre cele mai bune echipe și cu cei mai valoroși jucători. Dar în această seară cred eu că băieții noștri s-au ridicat la nivelul jucătorilor de la FCSB. V-ați tachinat cu Florin Tănase înainte de meci. Dumneavoastră i-ați urat baftă de la meciul următor. El, de asemenea, însă dumneavoastră ați avut câștig de cauză astăzi. Am glumit puțin. El și-a adus aminte de primul telefon pe care l-am dat când eram la echipa națională în staful lui Victor Pițurcă și l-am sunat. L-am anunțat că este convocat la echipa națională, el era foarte tânăr și și-a adus aminte acum, pentru că nu poate să uite acel moment când a primit telefonul de la mine. Florin Tănase este un fotbalist foarte valoros. I-am urat baftă după meciul de astăzi și sper să aibă, sunt convins că va ajunge un jucător de top, dar în această seară cred că noi și jucătorii noștri au făcut un joc foarte, foarte bun. Se vede play-off-ul acum? Sincer, am spus totdeauna, am spus odată ce îmi doresc și am fost luat la mișto și nu mai vreau să fiu luat la mișto. Eu totdeauna când am vorbit cu voi, cu colegii voștri, am vorbit foarte, foarte serios. Nu sunt genul de om care să fac miștouri, glume. Am spus totdeauna că îmi doresc să terminăm mai sus decât am reușit anul trecut. Anul trecut am reușit să terminăm pe locul 9. În acest an ne dorim să terminăm mai sus. Acum, dacă jocul și rezultatele vor fi bune și ne vom menține în primele 6 echipe, cu siguranță că ne dorim și acest lucru. Pentru Sepsi urmează un meci acasă cu Botoșani, apoi o deplasare la Călăraș. Ce așteptări aveți? În primul rând, sper, dar cum am văzut acum și ce am vorbit cu jucătorii după meci, sper să fie toți sănătoși, să nu avem accidentări și încercăm și vom face tot ce depinde de noi să câștigăm și luni împotriva celor de la Botoșani. Nu va fi ușor și Botoșani este o echipă bună, cu un antrenor nou și un antrenor cu experiență pe care eu respect, dar luni seara vom face absolut tot ce depinde de noi să câștigăm și să rămânem acolo unde suntem acum. Mulțumim și felicitări!
Eugen Agoe, iată, dă lovitura în această rundă intermediară din Liga 1, învinge pentru prima dată în carieră FCSB și ce victorie cu 4 goluri. De mult n-a mai trăit FCSB o asemenea umilință. Vedem clasamentul cu CFR pe primul loc și cu FCSB acum la 5 puncte în spatele campioanei. E și viitorul acolo. Va fi cu siguranță un final de an extrem, extrem de agitat în această luptă la titlu. Sunt meciuri pe care FCSB le joacă și cu viitorul, și cu FCSB, și cu CFR în etapele care urmează. Scurtă pauză de publicitate.